Perfect! O să luăm treaba asta ca pe o provocare a lui Carlas. Până atunci însă jurații noștri au de trecut o altă provocare, tot a lui Musaka. Stimați respectatori, voi mânca Musaka. Ce să fac, îmi place, nu-mi place, trebuie să mănânc Musaka. Așa e colegial, omul a gătit. A gătit el sau n-a gătit el? Eu... Carlas? Da. Bă, nu știu, dar cred că da. Poate a gătit sau poate n-a gătit. Da, iarăși trebuie să întrebați pe el toate lucrurile astea. Păi și eu de unde vă zic? Și am stat eu la bucătărie să-i țin prosopul, să-i tai ceapa. Sunt primul. Vă rog să mă filmați cum mănânc Musaka, e un scaunel mic. Brenciu trebuie să știe tot, și dacă a gătit Carla, și dacă n-a gătit, dacă nu inventează, vă spune o poveste. Eu cred că acasă la el, oriunde s-ar afla această casă, se dezbracă de mantia de luptător de gherilă, își dă jos, rămâne în bustul gol. Pentru că e cald, așa fac și eu umblu din când în când gol prin casă. N-a venit nimeni, așa că eu, înainte să mă culc, mănânc. Ce bună e musaca făcută de Carlas, este excepțională. Unde să le gătesc și eu ceva? Niște aripi de fluture pane cu cartofi prăjiți sau buze de capră cu zahăr ca desert. Săruna pentru masă, colegi, ați pierdut mult că n-ați mâncat musaka. Stai liniștit, Ștefane. Crezi tu că scapă vreunul până nu mănâncă? Nu în fiecare zi Carlas gătește musaka. Sau, mă rog, în fiecare noapte sau când gătește el. Un pic de răbdare, vă rog.